Iașiul pentru mine înseamnă acasă. M-am născut în Iași, trăiesc în Iași și deocamdată nu am de gând să plec din Iași. Iașiul pentru mine înseamnă totul. Este orașul în care m-am născut, orașul în care trăiesc și orașul pe care îl iubesc și pe care încerc zi de zi prin activitatea mea să-i fac și pe alții să-l iubească la fel de mult așa cum îl iubesc eu. Avem nevoie de ei pentru că ei sunt parte din România care acum lucrează în altă parte, săi noștri, îi iubim și îi vrem acasă. Ăsta ar fi mesajul pe care aș vrea să-l retransmit așa cum am făcut-o toată săptămâna. Iașiul este acasă pentru toți și pentru cei care suntem aici, muncim aici, dar și pentru cei care încă sunt plecați din țară. Românii plecați în străinătate pleacă de nevoie, din păcate. Nu sunt lucruri ușoare pe care să le facă, dar noi ne gândim la ei, îi iubim, îi simțim aproape, ne rugăm să le fie bine și când vor putea să întoarcă cu drag acasă.